Avem fără îndoială speranța îndreptățită ca Steaua să reușească azi un prim pas cât se poate de hotărât în direcția finalei, câștigând această primă manșă cu formația turcă Galatasaray. Să menționăm de asemenea că Steaua este pentru a treia oară în ultimii 4 ani în semifinalele Cupei Campionilor și că obține această performanță în ultimele 2 ediții consecutiv. Vă amintiți probabil că anul trecut echipa noastră a întâlnit în aceeași fază a competiției pe Benfica, pierzând însă calificarea în finală. Dumitrescu a intrat în care, o fentă frumoasă a lui Dumitrescu, șut și gol! Gol, stimați telespectatori, 1-0 pentru Steaua! Extraordinară acțiunea jucătorilor noștri cu acest foarte talentat Ilie Dumitrescu, care s-a descurcat extraordinar în careul suprapopulat al jucătorilor turci. Balonul deviat de asemenea dintr-un apărător al echipei oaspete, surprinzându-l pe Simovic, și minutul 8 al partidei, 1-0 pentru echipa noastră campioană. Un început extraordinar pentru echipa noastră. A respins Yusuf până la Hagi, care va încerca să-l dribleze pe Semih. A trecut într-adevăr de fundașul turc și... decizie a arbitrului. Spre Rotariu, pasă foarte bună pentru Ilie Dumitrescu. Acolo singur în careu, în fața sa, a venit un jucător turc, încearcă să șuteze, primește pițurcă și faul dat clar, 11 metri. Da, ați văzut și dumneavoastră, în fața sa Simovic, șuta lui Hagi, gol! Șut fără replică! Respinsă până la Dan Petrescu, care șutează puternic! Gol! Bravo, Dane! Spune Ita acolo și apoi extraordinar șut al lui Dan Petrescu, mingea a lovit bara și a deviat în plasa porții lui Simovic. Steaua conduce pe Galatasaray cu 3-0, minutul 69 al partidului. Bravo Dan Petrescu, 21 de ani. Gol! 4-0 pentru Steaua! În imagine, Gavrilă Balint, care a marcat 3 goluri până acum, acesta este al 3-lea în actuala ediție a Cupei Campionilor. El a înscris la Moscova golul victoriei împotriva echipei Spartak Moscova și dumneavoastră nu aveți în imagine decât reluarea. Între timp, Tanju Çolak a primit un cartonaș galben din partea arbitrului Correa. Succesul echipei noastre putem spune că a venit logic, ca de la una dintre formațiile cele mai bune în acest moment pe continentul european. Peste 2 săptămâni se va disputa returul partidei cu Galatasaray, meci care se va desfășura, cum spuneam, la Izmir și în care credem că valoarea superioară își va spune din nou cuvântul, aducând Steaua în fața marii finale a Cupei Campionilor, care anul acesta se joacă la Barcelona.